Președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că luni, 12 aprilie, se va organiza o ședință extraordinară pentru votarea bugetului. Conform declarațiilor făcute de președinte, bugetul anului 2021 este mult mai mic comparativ cu anul trecut și acoperă cheltuielile instituției doar pentru 7 luni. Autoritățile au în vedere accesarea unui împrumut bancar pentru a putea implementa proiectele de investiții propuse pentru anul în curs. Eu aș începe cu un buget foarte mic, un buget de 42 de milioane de RON care nu asigură decât 7 luni de zile funcționarea Consiliului Județean. Am împărțit acești bani încercând să reușim să supraviețuim cele 7 luni de zile. Am redus din investiții, încercăm să luăm avizul Comisiei de Împrumuturi de la Ministerul de Finanțe ca să putem să împrumutăm Consiliul Județean pentru a duce proiectele pe care le avem astăzi în derulare la nivelul Consiliului Județean. Cred că vom reuși să finalizăm ceea ce ne-am propus. Râmbuțiterca, aripa nouă de spital, promenada, portul de embarcațiuni și proiectele care le vom depune începând cu sesiunea de deschidere a proiectelor care preconizăm noi că va fi din octombrie anul acesta pe programul operațional regional. Avem proiecte depuse la Compania Națională de Investiții, Ministerul Dezvoltării, Complexul Sportiv, un fostul poligon de la intrarea din Călăraș. La ANL am depus un alt proiect în unitatea militară să copiem acea clădire de la Depresada Independenței, să facem o altă clădire, să animăm acea zonă și să putem să ne dorim ca numai specialiștii medici să beneficieze și specialiștii Consiliului Județean sau autorităților publice locale. Pentru asta echipa Consiliului Județean își face datoria și încearcă pe cât posibil să prindă cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea județului Călăraș. Aici proiectele de infrastructură ale municipiului Călăraș le-am discutat cu domnul primar Marius Dulce. Împreună am găsit soluții și modalități de cofinanțare de la Consiliul Județean pentru proiectele de investiție urgente pe care municipiul Călăraș le are. E vorba de continuarea porțiune de 865 de metri piscicola la intrare în combinat și de varianta nord a Călărașului. Legătura între drumul județean 306 și DN21. Pentru asta, cred că aici la proiectul cel care e arzător în municipiul Călăraș, intrarea de la piscicola în municipiul Călăraș. Domnule director Marius Militaru, vă rugăm câteva date tehnice, faza lucrărilor. Bună ziua, numele meu este Marius Militaru, sunt director ajuns la drumuri și poduri. Prin intermediul acestei conferințe de presă dorim să vă aducem câteva informații suplimentare referitoare la construcția drumului DJ306A. Ieri, după cum ați observat, am început asfaltarea la acest drum, am reluat asfaltarea la acest drum. Mai exact s-au turnat aproximativ 300 de tone din primul strat de asfalt. În următoarele zile vom continua la al doilea și la al treilea strat de asfalt, da? Care apreciem că va fi finalizat până la sfârșitul săptămânii viitoare. De săptămâna viitoare, însemnând de marți, 13 aprilie, continuăm cu cel de-al doilea și al treilea strat de asfalt. Până la data de 20 aprilie vom finaliza ștergerea tuturor straturilor de asfalt. În continuare, îndemnăm participanții la trafic să aleagă rute ocolitoare în măsura posibilităților. Ne cerem scuze participanților la trafic pentru disconfortul creat. V-ați întâlnit cu cei din opoziție când a fost vorba de discutarea proiectului de buget și dacă doamna Olasca, prefectura, a contestat acea hotărâre în primul. La momentul ăsta pot să spun că prefectura nu a contestat hotărârea de Consiliu cu împrumutul, dar pot să vă spun că la momentul ăsta noi am avut o întâlnire
cu senatorul Ciprian Pandea. Dumneavoastră, acum la un moment dat, vreți să vă întâlniți cu liderii partidelor? Liderul partidului n-a binevoit să vină, a fost ocupat în ziua când ne-am întâlnit. Ne-am întâlnit vinerea trecută și am încercat să putem cu domnul primar Milescu și cu primarul Comunei Dragalina. Ne-am întâlnit împreună, încercând să vedem pe fondurile de dezvoltare cum putem să ajungem împreună într-o formulă în care să mulțumim și primarii PNL și primarii PSD. Formula pe care le-am spus-o a fost formula să putem și noi să ne uităm ce a făcut PNL-ul în 2020, în luna septembrie și în luna noiembrie, când a repartizat sume de la fondul de rezervă al Guvernului decât primarilor PNL. Încercăm să răspund să găsim un echilibru ca și primarii PSD să primească și ei bani cât au primit și ei atunci, ca să putem și restul de bani să împărțim pe formula procentul electoral pentru fiecare partid să primească primarii și să-și împartă ei cum consideră sumele pentru dezvoltarea județului Călărași și a localităților în funcție de prioritățile pe care le are fiecare partid. Nu au fost de acord. De acord a fost să împărțim sumele jumate-jumate. Am spus și eu că lucrurile astea nu le pot discuta până nu voi face o analiză cu primarii Partidului Social Democrat și parlamentarii și conducerea Partidului Social Democrat. N-am ajuns la un consens, am plecat de acolo spunându-ne că fiecare trebuie să înțeleagă că și noi, ca și conducători, suntem în echipa Partidului Social Democrat și trebuie să decidem împreună. Cei de la USR ați negociat bugetul? Nu au fost prezent la negocieri. Ce proiecturi se implementați la fostul poligon? La complex sportiv. Vreau să ne gândim. Primăria Municipiului Călărași are un stadion modern astăzi. Cu mici investiții poate să ajungă la un stadion municipal frumos, fără să mai putem să ne gândim la un proiect pe CNI. Iar noi, pe Compania Națională de Investiții, am depus, suntem în lista sinteză cu un complex sportiv. Să facem un hotel și o bază sportivă cu terenul de antrenament tot de fotbal. Ce